Viața agitată, iar munca și grijile cotidiene ne umplu tot timpul, așa că o companie americană își învață salariații să redevină copii la propriu. Firma a amenajat un loc de joacă pentru adulți cu toate cele necesare unei recreări inedite. Motivul? Subalternii lucrează mai bine, sunt mai fericiți și mai sănătoși. Dans cu cercurile specifice mișcărilor de hula hoop, jocuri cu palete cu mingi sau pur și simplu gimnastică. De asta au parte angajații unei companii din statul american Minnesota. Patronul și-a dorit ca salariații să aibă parte de relaxare, așa că le-a amenajat un veritabil loc de joacă, ca pentru copii, dar adaptat evident nevoilor celor mari. Rezultatul? It helps morale, it's highly contagious. When you first think of it, it's kind of corny, but as soon as you start doing it, you just can't stop. Angajatorii spun că prin joacă, oamenii învață să lucreze mai bine în echipă. We realize the impact that play has on people's happiness and health and quality of life. We've seen employees who have thought they would never be a runner, who are out there running races regularly. Reprezentanții companiei americane îndeamnă și alți angajatori să le urmeze exemplul și să creeze spații în care subalternii să se poată purta din nou ca niște copii. Nu dau în mintea lor, dar sunt cu siguranță mai fericiți și cu mai mult chef de treabă. Surprizele